ceea ce s-a întâmplat cu Elena Udrea s-a întâmplat un lucru normal din punctul meu de vedere, pentru că ea din sediul DNA a ieșit cu cătușe la mâini, s-a văzut foarte clar pe imagini, iar când a coborât în arestul central al poliției, nu mai avea cătușe la mâini. Eu cred că e un lucru normal și firesc, pentru că era escortată de 3 polițiști în autoturism, un autoturism de rezervă, și cătușele au fost scoase când a ajuns în mașină, când a ajuns în curtea arestului central. Deci nici polițiștii nu pot să fie acuzați de absolut nimic. E o procedură normală, ținând cont că era escortată de 3 polițiști și ea o singură femeie care deja fusese controlată la încătușare și la intrarea în sediul DNA. La noi e o politică și foarte, foarte mult cit, pentru că în alte state, nu numai europene și de dincolo de ocean, nu se întâmplă așa ceva, că tot cum e la modă DNA-ul, la ieșirea din DNA-ul trebuie să aibă o ieșire de serviciu cu o copertină făcută, unde să fie parcată mașina, și cu asta s-a terminat întreg circul, dacă vreți, dar nu cred că se dorește lucrul ăsta. Legea